Bună dimineața! Astăzi e luni. Câte grade sunt? 9 grade. Băi, azi suntem în... Cum suntem? 27? Da, 27. Ia uite, eram obișnuit să vin pe la Albine. Ce să mai vin? Păi e gol ca mine. Dacă nu bag kilometri, ba la stupii de la deal, ba la aia de la livadă. Miere. Dacă mai are cineva miere de mană sau de zmeură sau de ceva mai deosebit, este loc aici. Uite, mi-a dat idee un băiat, zice, băi, îți pui așa. Ia uite. Da? Mai merge și două borcane. Hă, are loc destul. Miere pentru degustare, deci nu o mănânc eu. Mai degust și eu acum, na? Din ea. Cine vine pe aici, filmare, vrea să deguste, îl filmez, asta e. Deci avem aici, uite, mierea de castan. Deci eu vă fac reclamă gratis, să nu crede cineva că îl costă ceva, nu? Dacă trimite borcanul de miere, ceva mai special, nu de floarea soarelui. Ia uitați. Domnul Florin, cine vrea miere de castan, 0726257473. Cine vrea miere de tei, eu nu mai am, 0721 288 476. Ce mai avem aici? De la Bobocea, miere din Delta. Nu știți numărul lui? Eu nu mai știu pe deasupra. Miere polifloră de la Oprea, 0763 626 745. De la Vanda nu mi-a dat număr de telefon. Da, dacă aveți ceva deosebit, o miere de, eu știu, de munte, de smeură, de mană, puteți să-mi trimiteți la Fan Curier, Ploiești, nume Preda Costin, telefon 0724 824 783, ridicare direct de la sediu. Da? Pentru binele vostru. Vă fac reclamă gratis. Așa, hai să mergem la Ploiești. Astăzi să anunțe mai fric? Bine, nu fric tare. Pe la ora 12 mă uitam că anunță 17 grade. 15, 16, 17 grade. E înnorat. Dar astăzi aș vrea să ajung, că sunt mai liber. Ia uitați-vă ce am pregătit aici. Două turte energetice. Am avut eu o jumate, deci 2,5 kg. Am făcut eu un sirop aici, din asta de la Dulcofruct. Așa, Varostop. Să-i pun tratament și hai să vedem ce face stupul fără stăpân. Asta e mașina de oraș. Aia e mașina de mers la stup cu ea. Trebuie să schimb uleiul la asta. 27.400. 274.000. La cât trebuia, mă? 275. Mai am 1000 de kilometri. Trebuie să schimb uleiul. Ulei, filtre, mama, dacă n-am băgat la bani în asigurări. Am făcut asigurări la toate mașinile, la 3 mașini. La aia Piccolo, la asta, la Opel, ITP-uri, că expira ITP-urile, 500 de euro toate. Toate asigurări și ITP-uri, mai am rovinete de plătit. Deci ce se poate, mă, trăi după urmă la 50 de stupi? Bă, să poate. Ai ce mânca, ai cu ce te îmbrăca. Și restul, când iei banii mulți așa după miere, te duci repede, plătești. Asigurări, rovinete, ITP-uri. A, și la remorcă asigurare. Deci, pe o parte iei banii, pe o parte îi dai. Am dus la primărie, mi-am plătit impozitele toate. Acum știți unde mai mă duc? Trebuie să ajung la o locație
unde duceam eu stupii la rapiță, a vândut patronul de acolo tot, care îl cunoșteam eu, și unde duceam stupii acolo în curte la el, firmă mare, mă rog. Și când m-am dus și am vorbit, zice, pe a vândut, el a luat un turc. Aoleu, zic, păi și mai mă bagă pe mine în seamă turcul acum. Am vorbit cu cineva să-i spună că am fost de ani de zile acolo și că nu se întâmplă. Că vă dați seama, ăla, dacă e din Turcia, poate să teme, ce zice? Bă, vine ăsta în curte la mine cu stupii, stă-l pe acolo, păi dacă îmi fură ceva, dacă ăla stă acolo. Și să-i spună, domnule, că eu nu stau noaptea acolo, mă duc decât ziua, decât la stupii mei și atât, nu colind până curtea lui. Dar e foarte greu să te lipești de cineva să te primească, din cauza că ei au firme mari, bani mulți, adică e nimica toată, că mă duc eu și dau 10 kg de miere. Pe pentru 10 kg de miere, ce le cumpăr acum, 10 kg, hai, pleacă de azi. Poate că el vorbește de miliarde ce avea el acolo. Teren mare, hectare, ce are acolo, firmă, cu gardă, închis, cu... Adică eu sunt, nu știu cum zic, de milă, așa să mă primească, nu că îi dau eu niște miere. Bine, îi dau, oricum îi dau. Bani nici atât, să-i dau eu ăla bani. Patronul ăla înainte mă primea. Și mai am firme din astea mari. Înțelegi? Firme mari de tot, de, are pe țară, nu știu câte, ai de mine. Și mă primește că... Asta la alte locații, vreau să zic, și pe la Salcâm și pe la... Am văzut că sunt băiat corect, adică așa... Da, e foarte greu. Ca să găsești o locație într-o curte de om, e foarte greu, că omul are o curte micuță și n-are unde să te primească cu dita mai mașina cu stupii acolo. Terenuri din astea mari au doar firmele, na, cu gardă închis, cu cum trebuie. Și ăia au bani, au de toate, nu trebuie lui mierea mea. Sau aia trebuie să-l mai înțepă o albină pe-n curte, îți dai seama. Foarte dificil, deci. Foarte dificil. Da, și să văd ce fac dacă rezolv astăzi, că a venit turcul ăla, mă înțeleg eu cu turcul acum. Ce să-i zic lui ăla? Dacă nu știe nici românește, m-am curcat. Hai, salam alec. Alec, salam. Mai știu și eu câteva vorbe. N-a sens. Ce faci? Nu știu. Ce-i zic el lui turcul ăla acum, să vezi? O avea și el pe cineva să vorbească românește acolo. Mamă, dacă nu mă primește asta, n-am. Mai am o locație la un patron care am fost acolo și nu... E greu, e altceva pus, nu e rapiță. Nu prea am o să-i duc. E de alergat, tată. Trebuie să sun medicul veterinar să vină la stup, că trebuie să-mi pună... Cum îi zice? Că plec cu stupi în pastoral. Trebuie ștampila aia pe... Carnetul ăla de stupin. Și trebuie să vină la stupin aici. La stupină, la livadă. Acasă ce să mai vadă? Camionul gol. Că ceilalți nu mai plec cu ei. La revedere, aia stă acasă. Bă, eu nu-mi bat joc de, nici de colegi de apicultori, nici de miere, nici de nimeni, nu-mi bat joc. Deci aia, dacă am probleme cu ei, i-am dus acolo la deal, acolo stă, să vindece, să facă bine dacă s-o face și asta e. Ați înțeles? Deci eu cu aia nu plec în pastoral. Eu nu plec cu poetul vără stărâș după mine. Deci dacă începe iar și scoate pe la urdiniș, să scoată, să stea acolo, în carantină. Eu plec cu stup sănătoși. E posibil, na, în pastoral, de unde am luat eu boala? A venit de la mine, mă. Eu am inventat-o, la mine a apărut, nu? Uite, ăia la livada acolo merg foarte bine și ăia care stă în două rame și în trei rame și în... Urmează să mă duc să bag rame, trebuie să bag foițe la clădit. E de muncă, tata. Dar să treacă perioada asta acum câteva zile mai de frig. Mai de frig, nu știu, anunță 13 grade, 12 grade, ziua, noaptea, 0 grade sau 2 grade, nu e problemă, nu e cer, nu e... Da. Albine destulă, eclozează mereu, nu duc grijă de răcic cuib sau ceva, ei nu discut. E albine, la mine fiecare familie are o ramă după diafragmă care e albină pe aia. De
Deci, dacă ar fi mai frig, albina de acum să ducem cu ei. Vorba lui Cezar, totul e matematică. Băi, gata, că vorbesc mult. Hai la stupul părăsit să vedem ce se întâmplă acolo. Uitați-vă la filmarea trecută. Ce am făcut eu ultima dată? Adică ultima dată. Ba, anul ăsta m-am dus în luna februarie. Nu mai știu pe cât februarie. 18 februarie, 15 februarie, nu mai știu cât. L-am restrâns în 3 rame, i-am lăsat rame după diafragmă și într-o parte și în alta, în caz de trece după, să aibă unde. I-am pus 4 turte, 2 energetice, 2 proteice. I-am mai lăsat și un borcanel acolo, a avut bucoana aia de acolo, un borcanel de miere cristalizată. L-am pus pe ăla pe acolo. Să vedem ce găsim, că acum am florit curcodușul. De vreo 2 zile a fost călduț și a putut să-și adune polen, poate și nițel nectar, nu știu. Chiar sunt curios, să vedem, lucește în ramă ceva. Acolo e în oraș, am florit mai devreme orpodușul ăsta, cea mai înflorit pe acolo. Eu totuși am luat la mine 2 turte din alea și jumate, 2 kg jumate, o jumătate de kg de sirop, ar veni ca și 3 kg, să zicem, 3. Da. Hai să vedem dacă găsim pe cineva acolo, să sun. Și sunt curios, turtele alea, le-am mâncat, 4 turte i-am lăsat. Gata, hai să ajungem acolo, să vedem care e treaba. N-am făcut nimic cu rapița. Bine, încă e așa treaba încurcată. Deci am vorbit cu persoana care a rămas ca administrator aici la firma asta. Și a spus că patronul e din Turcia și că vorbește cu el doar prin mail-uri. Ma. Și că are multe firme ăla și a cumpărat aici de ta mai... Ce firme mai fi cumpărat, el știe. Și că i-a spus, i-a trimis un mail și a spus că eu vin de ani de zile acolo la rapiță și că vin cu stupi acolo în curte și că sunt persoană serioasă și că îi dau miere. Ce miere, frate, mă gândesc și ăla la miliardele lui să uite la trei porcane, la trei porcane, nu, că eu dau 10 porcane de obicei de miere. Ce să zic, nu știu. Și a zis că așteaptă mail acum. Mă dați seama că ne-am încurcat de treaba, bă, eu când mă duceam eu la birou, ciocăneam, să trăi șeful, spuneam, sunt apicultor, uite așa, cu borcanele de miere, le puneam pe birou și gata. Ce să mai ai legătura cu ăsta, e în Turcia și îi trimite mail de aici, că vine un băiat cu stupi. Ce să mai primesc, mă primește pe mine acolo. E jale. E jale, tăți. Să vedem. Să vedem ce ieși. Eu am zis, mă duc eu acum la birou acolo, mă duc și vorbesc. Adică mă duc și cu miere, cu tot. Păi unde să faceți la birou? Că în Turcia, zice, discut cu el doar pe mail-uri. M-a lămurit, gata. Bun, hai să mergem la stupul nostru. Stupul părăsit, stupul fără stăpân. Hai să vedem ce face, că tare curios ce a făcut cu 4 turte. Băi, atenție, s-ar putea să fie o metodă bună asta. Hai să o vedem. Adică, băi, în primăvară, 15 februarie, îi pui 4 turte și nu te mai uiți la el. Hai să vedem cum arată. Deci, 3 rame de albină avea. 3 rame îndesate bune de albină. Am mai lăsat eu o ramă după diafragmă. 3 rame de albină. Hai să vedem ce a făcut 3 rame de albină. Regina e tânără de acum un an. Hai să mergem acolo. Gata, am ajuns, uite. Pregătit aici cu 2 turte și jumătate, varostopul. Aici le-am făcut eu un sirop din ăla de la... Sirop api total de la Dulcofruct. Ba nu, api nectar aici. Dar am pus în sticla asta de protofil. Așa. Și acum suntem aici pe o treabă, ia. Facem fum. Nu mă atace. Afară sunt doar 12 grade. Așa. Mai punem
niște de ăsta aici. Bun. Hai că-s curios tare și eu să vede ce aici. Așa. Ia să văd eu cum pun aici trepiedul. Hai să pun după aceea. Deci ar fi de interes să vă uitați, las eu un link în descriere la filmarea de rândul trecut. Care n-a văzut-o, adică să vedeți ce am făcut eu acum o lună de zile. Deci o singură dată s-a umblat în familia asta pe anul ăsta, da? În februarie, când i-am pus 4 turte. Ia să vedem. Frumușelelor. Hai să vă arăt ceva, surpriza. Știți că le-am pus eu aici un borcan și zic lor o să le placă că îl găsește și mănâncă tot. Ia uitați-vă. Lins, tată, zici că nici... A fost miere aici? Vedeți voi ceva? Deci le-a plăcut tare de tot. Uite, le-am lăsat acolo și a pun să iasă și a venit la borcan. Deci a funcționat treaba. Bun. Hai să vedem mai departe. Hai să vedem, stați așa. N-am avut mai multă miere, le-am lăsat și eu jumătatea de... A fost cam jumate borcanul. Așa. Aici pe margine am pus eu niște folii, așa că nu e tanșat catul ăla. Mușelele, ce faceți voi aici? V-au ajuns turtelele? Ia. Ce ați făcut? Azi roșii de asta. Ce ai, mamă, ți-ai prins sare pe aici? Așa, ia! Gol, tata, mai e ceva, parcă. Stai să vedem. Stai, Balen, să filmez aici, că mi-e teamă că nu merge filmarea și, pe urmă, ziceți că n-am vrut să filmez. Hai că merge. Ia să vedem. Bă, 4 turte am avut aici. Mă, mâncat tot. Bă, ia uitați-vă frumusețe aici. Ia uitați-vă frumusețe aici. Am zis, bă, și de-o cărpă asta ați mâncat, mamă, ce-a spus? Mânca și cărpe. Să te uiți urul la mine așa, că te-am dat să mănânci. Hai. Gata. Deci atenție, 4 turte au fost. A, era chiar, eu am crezut că n-am mâncat tot. Deci, ia uite. Asta a fost super proteic. Ia atent, tata, că e o metodă bună. Pui 4 turte și ai terminat bol. Nu stai să pui mereu câte o jumate, câte o jumate. A, asta e metoda de a pleca la anul. Băi, ați învățat ceva acum? Ia uite-le, știți că am făcut găuri de-astea mari, așa. Pui 4 turte, o să pleci în concediu, uite, găsești fagul crescute. Ia uite, uite, exact cum am făcut găurile astea, așa, vedeți? Așa, scot albina după aici. Hai, mamă, că nu vreau să mori aici. A, și tu. V-ați arătat ce-i pe aici. Hai, 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 hai. Tot în pungă stai, nu te lași deloc de pungă. Deci două, a treia. Nu a murit albinul în pungi sau... Poate vreo, uite, una moartă aici, una singură. Ia. Vedeți, mă, 4, au fost 2 energetice, 2 proteici. Hai să vedem ce găsim aici. Oricum, dacă nu-i puneam astea, murea de foame. Murea de foame, da.
Deci, 3 rame în cuib. Stai așa că vreau să vadă bine acolo. Mai mărim aici puțin. Diafragmă, diafragmă de polistiren. 1, 2, 3 în cuib și o ramă după diafragmă. Că mai e o diafragmă aici. Hai să vedem ce găsim. Suntem în 27, da? Ramă goală. Care i-am lăsat eu aici. Așa. Ia, nu e greu. Bă, are ceva mâncărit aici. Treaba e că aici în oraș am florit crocodușul. Și posibil să-și fie adunat ceva, nu știu. Nu știu. Polen sigur a adunat. Da, se simte căldură, cred că a trecut cu puietul aici. Ia să vedem. Da. Uite regina aici. Uite aici. Plină de polen. N-are un să ouă aici. Arată bine albinuțele, da? E, lăsați-o pe stup acolo. Deci arată bine albinuțele, au și mâncare, deci a fost bine. A fost bine. Uite-ați, regina. Să vedem aici. Să stres pe puiești. Da, uite-ți aici. Plină de puiești. Puiești până în margine, larvar totul, dar fii atent, aici nu-i mâncare. Deci mâncare e la limită, pe rama aia ce avea mâncare. Rama din centru, ia uitați, placă de cuie. Așa cum i-a restrâns costine, ia uitați, placă până jos. Deci urmează să iasă puiețelul ăsta. Eu cred că s-a cam schimbat albina de iarnă. Așa. Și aici puieț și polen. Deci era blocat, nu mai aveam să. Nu mai aveam nimic ce să fac. Bun. Hai să vedem ce îi fac, eu mai vin aici poate peste o, nu știu, peste o lună, peste, nu știu cât e. Deci. O ramă aici care ar putea să o regina pe ea, că alta nu am. Stați așa, stați așa că. Nu e bine, deci. Dau toată familia mai încoace. Îi las polisterenul care are puiet aici. Îi las aici polisterenul. Deci, asta e 3 rame de puiet. Le pun aici. Una, două, trei, și după aia cu puietul o punem pasta în lift. Asta. A mai fost nițel puiet în centru acum un an. O punem aici. Apoi asta e cu pastură. Pastură și mâncare pe care aici. Deci mâncare decât pe rama aia ce are. Aici rama cu
rama, asta, diafragma. Bun. Acum mai punem încă o ramă aici. Așa. Bun. Ce mai facem? Păi, las diafragma asta. Asta o scot, că dacă nu o scot, o roade. O las pe asta la perete deocamdată. Bun. O să eclozeze puietul la 3 rame de puiet, adică aproape 6, văd albine. Nu-i mai pun diafragma. Nu-i mai pun diafragma, îi bag rame aici. Păi las decât aici diafragma care puiet. Și aici o să extind de ele așa ușurel. Ia să vedem, mai încap acolo două rame, o să caut pe aici. Ia uitați, am găsit o ramă care are ceva miere în ea. Și asta ar fi bună de băgat puiet aici. Ca să le dăm pastea mai așa. Și băgăm pasta aici. Uite aici. Așa. Asta așa. 2, 4, 6, 8. 8. Și anul nu mai am. Bag una de asta de 3 sferturi. Așa. Bun. Acum ce mai facem? Tratament. Două bucăți, nu? Ia ajungi. Uscate rău astea, mă. O face ceva, mă, benzile astea sau ne păcălește? Prea uscate. Parcă când au apărut acum 4-5 ani, erau mai umede. Bun. Punem niște turte aici. Până vine culesul mai. Ia. Albinea când va ecloza, aici trebuie mâncare, tată. Trebuie mâncare.
Albinuța e cu minte, asta e un semn că s-a schimbat albina de iarnă. Aia de iarnă era mult mai agresivă. Ia uitați-vă ce băgăm aici. Ia uite mamă ce a venit, a venit mâncarea pe capul vostru aici. Ia. Direct în cap așa, tot cu mâncărit. Ia. Deci toată hrana asta se va transforma în puiet. Bun. Uleu, și aveam siropul ăla. Până unde îl mai pun? Uitați așa, că facem și cu ăla ceva. Am umezit puțin turtele alea, că... Mi-e teamă de punga asta, că mi-o trage printre rame. Pun și eu mai aici. Și las nodul în afară, așa. A? Cum să fac? Mi-a adus un borcan de miere. Ia uitați-vă ce miere. Care a avut-o la, da, ani de zile, la beci. Mai miere nu-i asta. Uite cum s-a. Aici a cristalizat, aici. Facem așa în oțel. Puțin așa, nu se curgă pe el. Nu mai am loc să pun hrănitor, nu mai am. Gata. Am pus așa că se mai moaie turta aia. Bun. Și acum mi-ar trebui o folie. Uleu, și nu cred că am. Da, să caut o folie. Ia uite mă, n-am folie, mă. A zis că îmi dă sac de la menajer. Și ăla nu-i bun, ăla e subțirel și îl roade. Puuu, n-am o folie, mă. Stai bă, că e sub stupul ăsta. Ia, ia, ia. Eu tot mă, cu aveam, mă. Gata, mă, am găsit-o. Era în asta, aici, sub camera de filmat. Păi cum faci eu cu punga asta să nu... O sigur mănâncă și o trage printre rame. Ce-i fac? Ce să-i fac? Ce să-i fac? Ce să-i fac? N-am nicio idee. Pun niște bețișoare așa. Ca să o încurce, să nu poată să o tragă. Uite ce ziceți. Uite așa. Ia-ți mai. Nu se bețe aici. Ca să nu poți să o tragă printre rame. Ajunge la urdini și ne da seama, eu nu sunt aici. Aia îmi trebuie să moară tu. Bețe, nu găsesc pe aici. Uite așa. Și eu zic că nu mai poate să tragă printre rame. Sper să nu se spargă asta. Și pun și nodul aici în afară.
Uite așa. Gata, am găsit. Am găsit una, da. Bun. Și acum vine folia pusă așa. Dar îi las aici, pe partea asta. Știți că aici nu-i puie, nu e zuramele alea goale. Le las așa. Da, puneți-o, dați-o peste gar cu ea. Le aruncă și mai... E una mai groasă și mai așa. A, că în 5 minute sunt gata. Okay. În 5 minute sunt gata, zic. Da. Deci ce am făcut? Ați văzut ce am făcut? În caz de nu mai vin, eu știu, o lună, că eu nu o să vin mereu aici. Dacă vrea Albina, o ia pe acolo și urcă aici la ramele astea. Așa. Deci am lăsat spațiu acolo. Aici unde puietul are folia, are mâncare. Și mai fac ceva. A plecat, mă pupam. A plecat. Îi dau și borcanul ăsta de miere. Uitați așa, fac eu o chestie acum. Fac eu o chestie. Îi dau și borcanul ăsta. Dacă zic că n-am pus borcanul de miere, zic că dă-l încoace și mi-l ia. Lasă-mă să mănânce albinuțele aici. Uite, bag și eu așa niște bețe de-astea aici. Ah, dar aici am folia, mă, ia stai așa, merge să torn așa puțin, ca să le dau de veste, să urce sus aici. Vede, urcă după miere, cum? Uite așa, puțin așa, deci nu mult. Uite așa. Și vedeți că îl găsim gol, cum l-a golit și pe lant. Uite așa. Bă, v-a plăcut? Și-l las aici după diafragmă. El o să depisteze acolo borcanașul. Iată, uite așa, avem grijă de albin. Acum, podișor aici. Unde-i podișor? Am podișor cu aeris. Dar nu stă ăsta, e. Mamă, din cauza la rame. Na, bele. Din cauza că am pus turtele alea, a ridicat ramele aici. Ia, dacă mai pun un cat așa, nu vrea să stea. Dacă îl pun invers, invers merge. Bun, atunci... cărpa asta. Bă, rău e să n-ai. Stai mă, că a adus o folie. Hai. Nu mai las nicio aerisire aici asta. Îi pun folia așa. Catul ăsta ca să stea ramele alea, n-am ce să fac. Îl pun așa. Gata. Pune și cârpe pe aici. Pune și podișorul ăsta așa. Ca să tai folia asta, că stă prea urtă.
Băi, v-a plăcut? L-am blindat cu mâncare, cu tot ce trebuie. Și punem, în caz de bate vântul, îi punem pe așa două cărămizi de astea și gata. Ia ziceți acum dacă am făcut bine sau nu. Deci punga, uite, am lăsat-o cu nodul aici să nu pot să o tragă. Cel mai rău caz, franjurește așa, trage bucățele din ea. Deci poate cineva o să zică că e mâncare multă, nu-i multă. Tot puietul la care va ecloza are nevoie de mâncare. Și acum vreo săptămână va fi frig, exact acum o să, săptămâna asta eclozează puietul și o să mănânce tot ce e acolo, tot ce i-am pus eu. Și după aceea o să mai înflorească, eu știu ce mai e pe aici, uite, curcodușul, uite, s-a cam trecut. Florește ce e aici? Mărul, eu știu ce e asta. Măr. Când ziceți voi că ar trebui să vin la el? Ia ziceți. Ia, tanșează asta pe aici, ai tanșează. Așa. Când ziceți voi să vin la el? Uite, vă dați la mine, v-am adus mâncare și voi faceți figuri? Hai, du-te acasă, du-te acasă. Du-te acasă, mamă, cine e? Mă cunoașteți? Nu mă cunoașteți. Ce cu mințică e? Eu zic că în 3 săptămâni, dar 5 încolo, nu, să mai bage în cotură de puiet. Eclozează ăsta cam într-o săptămână, că era mult căpăcit. Și după aia durează iar 3 săptămâni până face iar o generație, adică o lună. Suntem în 27, cam pe 27 aprilie. E rapiță în zona aici. Aia o să înflorească cam pe 15-20. Nu, cel târziu pe 20 trebuie să vin. Cel târziu pe 20 să-i dau drumul la cat, să vedem ce-i mai face. Dați-vă o părere dacă am făcut bine ce am făcut. Oricum, treaba cu turtele e treabă bună. Deci uite, uitați-vă aici, 4 bucăți. Uite, 1, 2, 3, 4. Ați văzut cât consumă o familie? Și rame nu prea avea mâncare. Deci nu prea avea mâncare. Uite, 4 kg plus a avut, uite, borcanul ăsta, jumate cu miere. Uitați-vă la filmul trecut. Și vedeți cât i-am pus atunci. Și cu ce am mai pus acum? Deci câte am pus? 4 turte. Cu 2 jumate acum. 4, 6 jumate. Plus mierea, 7 kg. 7 kg deja. Cam asta a fost. 7 kg. Gata. V-am lăsat. Lăsați un comentariu dacă v-a plăcut ce am făcut la familia asta. Pentru că eu nu pot să vin aici zi de zi. Posibil peste o lună. Aproximativ mai vin aici. Cam atât.